Plouă cu plângeri penale din partea USR, proteste, liderii USR, Elena Lasconi, Lucian Viziteu, umăr la umăr cu Radu Mihaiu. L-ascultăm. Această tentativă de fraudare a alegerilor cer să voteze în biroul electoral de sector și al municipiului pentru renumărările cerute. Aș cerut renumărarea. Ce s-a întâmplat cu cererea dumneavoastră? Cererea mea nu a primit încă un răspuns, nu a primit încă o decizie, nu s-a formulat o decizie. Se tergiversează rezolvarea acestei situații pentru toate secțiile. Avem o secție care a fost raportată ca fiind greșit trecută pe procesul verbal încă de luni. Nu există o decizie de numărare în cazul ei. Oamenii din secția de votare au spus: am transcris greșit. Și cei din birou electoral de sector refuză să ia măsurile normale de a renumăra pentru a vedea care este realitatea. În plus, în biroul electoral de sector au apărut peste noapte două voturi nule care nu existau înainte și pe care nu le recunosc cei din secția de votare. Așa ceva este inadmisibil și cer tuturor forțelor politice să respecte votul oamenilor și să voteze în birourile electorale pentru renumărarea transparentă a voturilor. Ce veți face astăzi? Veți supraveghea activitatea de aici, de la sectorul 2? Nu mi se permite accesul în biroul electoral de sector. Din acest motiv suntem astăzi în stradă. Este clar că în acest birou electoral de sector majoritatea și toate deciziile sunt dictate de către PSD, de către reprezentantul PSD. Este un abuz în serviciu ceea ce fac ei. Din punctul meu de vedere, acest lucru trebuie să înceteze. Trebuie să avem rezultatul real al alegerilor, nu unul falsificat. Câte secții mai sunt de validat în momentul de față? În acest moment mai sunt 3 secții de validat, dar noi am depus cerere de renumărare pentru peste 30 de secții, unde fie voturile au fost raportate greșit, fie au dispărut voturi. Alegătorul a pus votul în urnă și votul lui a dispărut, nu a mai ajuns nici pe procesul verbal, nici în saci. Vrem să știu ce s-a întâmplat cu aceste voturi. La plânat în aceste cereri pe care ați depus-o, ați primit până acum un răspuns? Nu, la niciuna nu am primit niciun răspuns. E adevărat că pentru unele dintre ele le-am depus aseară, pentru că ne-a luat timp să verificăm procesele verbale aflate pe site-ul AEP și să vedem că acele voturi lipsesc. Doamna Lasconi, ce părere aveți despre acest rând de alegeri? Despre rândul de alegeri sau despre situația de acum? Eu sunt aici să-l susțin pe colegul meu, pentru că dintotdeauna am luptat pentru democrație. Iar votul este reflecția practic a democrației. Și aș ruga candidații să nu se bucure la o victorie temporară prin înșelăciune, ci haideți să respectăm democrația. Eu pentru asta lupt și pentru asta o să militez și de asemenea noi lucrăm în echipă, suntem o echipă și îl susțin pe Radu din tot sufletul și pe Clotild. Alături de Radu Mihaiu, candidatul Alianței Dreapta Unită la sectorul 2, care vorbește despre voturi care au dispărut. Spune Radu Mihaiu că aceste voturi n-au ajuns nici în saci, nici pe procesul verbal. Radu Mihaiu solicită renumărarea voturilor în nici mai mult, nici mai puțin decât 30 de secții de votare din sectorul 2. Vă reamintim, până acum, Biroul Electoral Central, Autoritatea Electorală Permanentă a admis renumărarea voturilor în 2 secții de votare din sectorul 1. Și foarte interesant această mobilizare a liderilor USR lângă Radu Mihaiu. O vedem pe Elena Lasconi, cea care a câștigat primăria Câmpul Lung cu un scor clar, detașat, peste 70%. Este acolo și Lucian Viziteu, un alt câștigător al USR, care a câștigat primăria la Bacău. Îi mulțumesc foarte mult, doamne Ioana Nedogioiu, în legătură telefonică directă. Bună ziua, doamnă, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Sigur, invitația inițială viza scenariul acesta care se tot vehiculează în presă, o posibilă susținere a lui Mircea Joană,
de către PSD ca și candidat la alegerile prezidențiale, dar aș vrea să comentăm aceste imagini. Vedem o mobilizare impresionantă a USR în jurul lui Radu Mihaiu. Ce încearcă să arate USR în momentul ăsta? Două paliere. Pe de o parte, USR dorește să mai atenueze din scorul dezastruos, proiectând ideea de fraudă, deci n-am fost noi atât de slabi, ci am fost furați, ceea ce, sigur, nimeni nu poate exclude, dar o să pun totuși niște bemoluri mai încolo. Pe de o parte, deci e un damage control, pe de altă parte, în ceea ce privește, de exemplu, acolo pe doamna Lasconi și poate chiar pe domnul Viziteu, să nu uităm că USR intră într-o campanie electorală foarte fierbinte pentru alegerea unui nou președinte, nu? Deci a început campania și la USR, ceea ce e normal. Acum, spunem că o să pun niște bemoluri. Există două categorii de situații. Există categoria în care procesele verbale cu care s-a plecat acasă, cu care fiecare reprezentant al fiecărui partid a plecat acasă, nu se pupă, nu coincid cu ceea ce a ajuns să fie înregistrat oficial la birou de sector, BEC, mă rog, la nivelul superior de raportaj. Acolo este o problemă certă. Nu avem ce să discutăm. Asta este ideea, că procesele verbale, în original, atenție, nu pleacă cu copii, în original cu care pleacă fiecare, să fie identice cu ceea ce se raportează ca rezultat din secția respectivă. Nu sunt identice, avem o problemă. Acolo, în mod cert, e o problemă. Unde avem noi niște bănuieli că ar putea să fie, eu nu înțeleg cum e aia, omul a pus votul în urnă și votul lui nu se regăsește. Există o singură situație, aceea reclamată de o doamnă parlamentar de la Repet, dar nu de la USR, care a spus că a votat undeva partidul ei și ce să vezi când a văzut dispoziția pe partide, mă rog, desfășurătorul pe partide al voturilor, nu era niciun vot pentru Repet acolo. Da, Mihaiu spune că sunt voturi care n-au ajuns nici în saci, nici pe procesul verbal. Păi nu știu cum le identificați. Adică astea sunt lucruri foarte grave, dacă le trebuie probate. Nu poți pur și simplu. Sunt că n-au ajuns. Păi cum știi că n-au ajuns? De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că nici generarea excesivă de isterie fără probe nu e bună. Mai avem niște rânduri de alegeri în față. Dacă vom proiecta ideea că nu contează ce votezi, că ești furat, s-ar putea să ne trezim cu niște ciudățenii în rezultate îngrozitoare pentru toată lumea. Deci, dacă este fraudă, ea trebuie dovedită. Unde lucrurile, repet, sunt foarte clar în neregulă, sunt acolo unde procesele verbale nu mai coincid. Da? Ce scrie pe procesul verbal al reprezentantului USR nu coincide cu ceea ce apare pe site-ul BEC, whatever, în momentul în care ele sunt raportate. Da? Acolo e problema de fraudă. Dacă datele coincid și reprezentantul USR a semnat acel proces verbal cu acele date, nu înțeleg ce mai e de contestat, sincer vă spun. Deci omul tău din secție a validat cu semnătura lui acel rezultat. Bine, aici USR se apără spunând că a avut un singur om în secție. Păi, un singur, doi oameni, cinci oameni, eu nu știu cum vine asta. E omul tău care a semnat acolo. E reprezentantul tău, e delegat puterea ta în acea secție. Știți care e riscul? Să începem să renumărăm peste tot, pentru că dacă se numără la sectorul 1, de ce se înțeleg să renumere și la Timișoara? Nu? Dar la Costinești înțeleg că s-a numărat de 5 ori. Bun, dacă există suspiciune, repet, dacă există suspiciune, cea mai mică suspiciune dovedită de fraudă, se renumără. Asta este obligatoriu. Altfel, intrăm într-o nebunie din care nu mai ieșim. Pentru că fiecare va putea să spună, da, dacă se renumără la 2, de ce să nu se renumere și la mine? Oriunde sunt diferențe mici, sigur că la Ciucu nu se renumere, că e 73%, ce să mai renumezi? Dar oriunde diferența este mai mică de 2-3%, da, hai să renumărăm. Și dacă am acceptat la unii, acceptăm și la ceilalți și tot așa. Să fiu foarte bineînțeleasă. Ca să nu cumva să avem vorbe la proces, cum se zice.
orice mică suspiciune fundamentată și probată de fraudă trebuie dovedită. Dar aruncatul cu vorbele în vânt este o practică de asemenea foarte periculoasă. Clotil, la rândul ei, spune că au mai dispărut 1000 de voturi. Dar, din nou, după cum spuneți și dumneavoastră, unde s-au dus voturile astea? De unde știe? Ce-i cu ele? Au mai dispărut ca în jocul cu portocalele? Ok, care sunt procesele, care sunt secțiile în care procesul verbal cu care a plecat reprezentantul USR sau, mă rog, ADU, ce au avut ei acolo, nu coincide cu ceea ce a apărut în datele oficiale. Acolo sunt problemele. În rest, intrăm într-o nebunie din care nu vom mai ieși niciodată. Se va renumăra. Imaginați-vă acum că renumărăm în tot sectorul 1. Ați văzut imaginile de la primăria sectorului 1, nu? Cu sacii, că a văzut toată lumea. Ia imaginați-vă că ducem înapoi sacii în secții. Că unde să-i numărăm? Nu-i numărăm în... Nu, fizic nu se poate renumărare acolo, la primărie. Îi ducem înapoi, renumărăm, îi ducem înapoi la... Doamne ferește! Înnebunim cu toții. Nu mai terminăm până la prezidențiale. Deci, acolo unde procesele verbale nu coincid, ai suspiciune de fraudă. Acolo unde ai alte dovezi de fraudă. Nu știu, n-am idee care pot fi ele, dar dovezi palpabile. Iar dacă nu ți se face dreptate la birou de sector, de electorale sector, pe rău, etc., sigur există la instanță, dar repet, pe probe, că altfel nu funcționează. Altfel facem un damage control național, ok, el poate fi util, dar cu niște consecințe foarte grave care mă interesează pe mine personal mai mult decât soarta unei... Da, doamna Dogeu, nu ieșim din povestea asta. La ora 13:20 face o conferință de presă la biroul electoral sector 1 și Tuță. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră înainte să vă mulțumesc și e legată de scenariul acesta care a apărut pe G4 Media, surse care au răsărit în pepiniere PSD-iste. Susțin că Ciolacu ar fi gata să propună partidului să-l susțină pe Joană la prezidențiale cu o condiție ca el să fie prim-ministru. E credibil scenariul ăsta? Păi, câtă vreme scenariul acesta n-a apărut prima oară la G4, ci a apărut prima oară la dumneavoastră la B1 aseară în emisiunea lui Tudor Mușat rostit de mine. Da, eu îl tocotesc. Motiv în plus să ne uităm la Tudor Mușat, mai ales când sunteți în emisiune. Am și eu aceleași informații care sunt logice din punct de vedere politic. Nu știu dacă sunt credibile sau nu, sau sunt logice. Sunt logice pe două paliere, pe scurt. Una, într-o tactică de negociere dură, PNL tot amenința că iese de la guvernare. Ia ca amenințăm și noi, că ne ducem cu Joana. Hai să vedem cine clipește primul. Al doilea aspect este în ecuația alegerii prezidențiabilului. Marcel Ciolacu nu vrea să candideze, în mod evident nu-și dorește lucrul acesta, este împins de partid, știe că nu are decât o șansa unei candidaturi comune cu PNL-ul, acolo însă drumurile sunt destul de închise, PNL-ul vrea candidat propriu ca să-și afirme identitatea, altfel se topește. PSD greu ar accepta, din punctul meu de vedere, e la limita imposibilului ca PSD să accepte să-l susțină pe Nicolae Ciucă în tandem cu Marcel Ciolacu premier. Și atunci, pentru Marcel Ciolacu, singura ieșire, să nu candideze el, să nu se expune, să nu pățească precum Ponta, Năstase, e un lung șir de președinți PSD care au fost devorați după înfrângere, așa, într-un exercițiu ritualic de digerare a momentului. Și atunci, sigur, șansa lui Marcel Ciolacu este să ofere o altă variantă. Nu poate să ofere altă variantă de sub el, un subordonat pe linie de partid, pentru că l-ar aduce la nivelul lui și și-ar crea competiție în partid. Și atunci, Mircea Joana este o soluție, cum să zic eu, a fost al nostru, nu? E sânge PSD-ist, e așa. Acum că am zis de el că Batman, că ce... Ok, în politica românească, Dumnezeule, să nu ne luăm din asta, s-au spus și mai rele și după aia au urmat pupături. Vedeți, PSD, eu nu pot, Chiva, nu ce, alte minunății. Deci, da, e o variantă logică, pentru că obiectivul lui Marcel Ciolacu, din punctul meu de vedere, în acest moment, este cum să-și securizeze o candidatură cu cele mai mari șanse, candidat comun, puțin probabilă, sau să scape de belea.
să se ducă singur candidat PSD, având și un candidat PNL, avându-l și pe Mircea Joană, e o nebunie și ar trebui să nu prindă nici turul. De ce fuge așa rău Ciolacu de o candidatură? Păi de asta. Pentru că gândiți-vă că va intra în competiție cu Mircea Joană, care a reușit să-și creeze o structură teritorială nu tocmai rea, din ce înțeleg, și care crește pe acel pe formula la Republica Marș, noastră cred că vă e foarte familiar modelul. Macronismul este modelul lui Mircea Joană, aproape declarat, și a creat acea structură care să îl lasă să-și facă campanie și probabil să-i supravegheze voturile, deci compensează marele lui dezavantaj. Și Mircea Joană se va trezi că și împarte electoratul cu Mircea Joană. Marcel Ciolacu se va trezi că și împarte electoratul cu Mircea Joană, ceea ce e foarte, foarte periculos pentru el. Iar în turul 2 va fi, dacă cumva ajunge cu Mircea Joană în turul 2, va fi de-a dreptul devastator, pentru că Mircea Joană va aduna de peste tot, iar Marcel Ciolacu de niciunde. De ce să vrea să se bage în povestea asta? N-are, mai bine rămâne premier, are putere, are tot ce își dorește. E tânăr încă din punct de vedere politic, are 100 de ani înainte să candideze la prezidențiale. De ce să-și rupă gâtul anul ăsta? Și atunci are nevoie de această ieșire într-o direcție sau alta. Mircea Joană este o ieșire, dar nu e o ieșire ideală. Ideal, din punctul meu de vedere, pentru Marcel Ciolacu în acest moment, ar fi să candideze în tandem cu Nicolae Ciucă, Nicolae Ciucă candidatul. Și să se ducă de mână peste tot, legați cu, și să se prezinte, și pe toate scenele PSD-știi să-l vadă pe al lor și peneliștii pe al lor, și să se proiecteze această idee de Nicu și Marcel Love Forever, dar să vedem dacă acceptă și partidul, pentru că PSD e un partid mare, cu orgolii mari, nu e Marcel Ciolacu în poziția, nici Dragnea nu reușea chiar totul. Și el avea o altă poziție de putere în PSD. Marcel Ciolacu n-are aceeași poziție, chiar după acest rezultat remarcabil al PSD-ului la alegeri. Deci e un joc foarte complicat. Mulțumesc foarte mult, doamna Dogeiu, pentru intervenția dumneavoastră în studio alături de mine și colegul nostru Ștefan Edveș. L-ați văzut duminică în ziua alegerilor la sediu USR. Ștefan, ni s-a alăturat și domnul Lucian Viziteu. Este câștigătorul alegerilor în Bacău, fieful PSD-ist pe care a reușit performanța să-l câștige pentru al doilea mandat consecutiv. Bună ziua, domnul Viziteu, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua și Hristos a înviat. Da, în scurt timp se și înalță, pentru că mâine va fi înălțarea, dacă nu mă înșel. Domnule Viziteu, sunteți la București, ați venit să-l susțineți pe colegul dumneavoastră, Radu Mihaiu, am văzut-o acolo și pe Elena Lasconi. E o mobilizare impresionantă. E un pui de revoltă? Este o luptă pentru democrație, până la urmă. Mulți tineri au murit la Revoluție ca noi să avem dreptul să votăm. Și noi acum luptăm nu doar pentru Radu Mihaiu și pentru Clotilde Armand, luptăm pentru integritatea acestor alegeri democratice. Și ceea ce solicităm este un lucru foarte simplu, să se renumere voturile din acele secții contestate cu chestiuni foarte clare. Avem o secție în care până și membrii secției au admis faptul că, din greșeală, obosiți fiind, și este normal după 40 de ore de scrutin într-o căldură mare, au greșit, au inversat pur și simplu voturile de la Radu Mihaiu la un alt candidat și invers. Iar acest lucru, în acest moment, este ignorat complet de voturile politice din biroul electoral de sector și ne-a rămas această singură cale să venim în stradă, să vorbim cu oamenii, să le explicăm că nu este vorba despre cine neapărat câștigă, dacă e un userist, un penalist sau un PSD-ist, ci să ne asigurăm că aceste alegeri sunt integre și că votul românilor este respectat. Pentru că dacă acum admitem că nu se respectă votul cetățenilor, se va întâmpla și la parlamentare, se va întâmpla și la prezidențiale și lucrul acesta va degenera și va distruge ideea de democrație în România, lăsând loc de partide extremiste și de manifestări extremiste, lucru care niciunul nu ne dorim. Totuși, înțeleg că la sectorul 2 s-a acceptat renumărarea voturilor în două secții. La sectorul 1, îmi cer scuze. Nu, la sectorul 1. La sectorul 1, da. Asta este un lucru îmbucurător. Urmează să înceapă ședința la biroul electoral a sectorului 2 și sperăm că va fi la fel. Dar din semnalele pe care le avem, este că nici PSD, nici PNL nu vor să accepte că există o problemă și să o clarifice.
Mai mult, candidatul, contracandidatul de la PSD, domnul Hopincă, spune că el vrea renumărare, dar vrea să îi se spună lui cu punct și virgulă un temei legal. Temeiul legal este Constituția României și bunul simț până la urmă. Eu sper că Nicolae Ciucă și PNL se va dezice de acest lucru și va fi pentru a elucida ce s-a întâmplat aici, a clarifica dincolo de dubiu rezultatul acestor alegeri. Dar de ce vă legați speranțele de Ciucă și de PNL? E, deja aveți o înțelegere? E o antantă între dumneavoastră? Nu. Partidul Național Liberal are și el un vot în acest birou electoral de sector. A existat, au susținut împreună acest candidat, pe domnul Hopincă, și dacă există orice suspiciune de fraudă, PNL cred că ar trebui să se dezică de acest lucru și să spună da și să voteze da în biroul electoral de sector pentru a se face claritate aici și a se renumăra voturile. Dacă PSD-ul știm că mai are astfel de tangențe prin țară, eu încă cred că în PNL există rațiune și va predomina bunul simț și până la urmă votul românilor. Domnule primar, ați spus la chiar în momentul în care ați avut, când ați început intervenția, că au existat acele ilegalități. N-ar trebui să se sesizeze procurorii în acest sens? Ilegalități, am spus că au existat și erori, inclusiv cei din secție. A existat cel puțin o secție în care reprezentanții din secție, toți delegații, voturile au admis de la că un au inversat la... două scoruri. Păi da. Și asta e foarte grav. Da, bun, pur și simplu din greșeală. Radu, au numărat, au numărat 100 de voturi la Radu. Domnul Viziteu. Exact, și a depus o contestație în acest sens. Bun, acum întrebarea este, da. V-am văzut și pe dumneavoastră, am văzut și pe doamna Lasconi acolo, știm că vor fi, mai puțin, ne întoarcem la dumneavoastră dacă mai rămâneți, să-l auzim și pe domnul Tuță de la sectorul 1, face și el declarații de presă. Se intervine acolo unde este cazul. În general se intervine pe greșeala cea mai frecventă pe care am întâlnit-o, cea de a nu trece corect numărul voturilor anulate, adică cele neutilizate din secțiile de vot. Erau președinți de secții de votare care nu s-au prezentat ieri. Astăzi înțeleg că unul e plecat în străinătate, altul la Brașov, unul n-a răspuns la telefon. Ce s-a întâmplat aici? Au trimis locțiitorii? Cum compensați? Pot să vă confirm că biroul electoral de sector nu a avut nicio clipă de pauză. Au lucrat non-stop, președinții au fost prezenți aici, au avut răbdare și vreau să le mulțumesc pentru acest lucru. Au venit oameni cu copii, au venit doamne care nu stăteau prea bine cu sănătate. I-ați văzut și dumneavoastră că împreună am petrecut aici ultimele 3 zile și vedeți că în continuare și-au făcut treaba, și-au făcut datoria. Mai sunt, cred că, de predat 15 procese verbale care sunt deja înregistrate. Sunt de filmat că se va termina acest proces în seara asta? Am putea vedea rezultatul final? Fiecare secție de vot este analizată cu mare atenție și toate deciziile de până acum au fost luate în unanimitate a biroului electoral de sector. Ultimele secții nu cred că ar trebui să mai ridice probleme și ar trebui să existe un RIN. Însă gândiți-vă și la acești oameni care în ultimele 24 de ore nu s-au odihnit absolut deloc și lucrează la foc continuu pentru a afla rezultatul final. Spuneați că sunt zeci de persoane sus și au 3 aparate de aer condiționat, adică aerul pur și simplu nu mai face față ventilația. Nu ați luat nicio măsură în felul acesta, să-i sprijiniți? Vă dați seama că am solicitat de la început măsuri suplimentare pentru a asigura condiții civilizate de muncă. Colegii mei... Da, l-ați auzit pe George Tuță, candidatul PSD-PNL la primăria sectorului 1, care își revendică victoria de vreo 3 zile. Domnule Viziteu, li se reproșează primarilor în funcție lui Clotilde Armand și domnului Mihaiu că n-au organizat suficient de bine acest scrutin. Da, nu știu cine le reproșează asta. Orice se poate face mai bine, dar dincolo de asta vorbim de numărarea voturilor. Așa cum și domnul Tuț a spus, există erori, sunt normale, sunt așteptate de fapt în acest tur de scrutin unic în România, în care am avut 5 urne de vot. Se poate întâmpla mai ales după 30-40 de ore de lucru în continuu. De asta credem că și la sectorul 2 ar trebui să se întâmple exact ca la sectorul 1, să se admită renumărarea pentru secțiile unde s-au semnalat probleme.
dar asta ține doar de voința politică și ține în special de Marcel Ciolacu și de Nicolae Ciucă. Dacă ei vor gira democrația sau vor încerca să ascundă aceste potențiale erori sau fraude. Cât timp veți sta în stradă? Văd că sunt proteste și la sectorul 2, aveți de gând să protestați și la sectorul 1, ați ieșit cu artileria grea, cei mai primarii cu cele mai mari scoruri ale USR, sunteți acolo, alături de candidații din București. Până unde va merge acest protest? Vom rămâne aici alături de Radu Mihaiu și de Clotilde Almar până când nu va mai exista nicio altă pârghie de a clarifica și de a face lumină în aceste alegeri. Suntem pregătiți și pentru a merge în instanță și pentru alte măsuri. Nu vom pleca până când nu va fi clar și votul românilor se va revela dincolo de orice dubiu. Instigați oamenii, adică invitați oamenii să vi se alăture? E un apel la un protest mai mare? Nu e un apel la un protest, dar s-a făcut un apel public pentru cei care vor ca votul lor să fie respectat, să vină alături de noi. Știm că există cel puțin o secție în care au votat foarte mulți membri USR sau simpatizanți USR din sectorul 2 și votul acelea nu se regăsesc în secții. Și așteptăm și acei oameni să spună presiei exact ce s-a întâmplat acolo și cum e posibil ca oameni care au votat să nu-și regăsească votul. Uitați, puțin mai devreme stăteam de vorbă cu doamna Ioana Enedogeiu de la Spot Media, care se întreba pe bună dreptate, cum știți că voturile care au dispărut, au dispărut? De unde aveți aceste informații? Păi, un lucru este cert. De exemplu, membrii unei secții, deci membrii din toate partele au spus, domnule, era târziu, și am numărat 100 de voturi pentru Radu Mihaiu, 30 pentru alt candidat, dar când au scris proces verbal, au inversat cifrele. Au pus 30 pentru Radu, 100 pentru celălalt candidat. Este un lucru dincolo de orice dubiu. Aici inclusiv l-au menționat în documente oficiale. Acum rămâne doar voința politică din biroul electoral de sector să corecteze acest lucru. E așa de simplu. Dar eu practic, domnul Vizite, ați candidat de două ori și ați și câștigat de două ori. E o practică asta? Se mai inversează voturile în beneficiul altui candidat? Ați mai auzit asta? Se poate întâmpla și ca tactică de fraudare, dar se poate întâmpla și ca o eroare umană. Din moment ce reprezentanții secției aceasta din sectorul 2 au admis ei efectiv că au greșit, nu vorbim de o fraudă, ci de o eroare, care este o eroare simplă materială pe care biroul electoral de sector ar trebui să o îndrepte. Mulțumesc mult, Lucian Viziteu. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Ați auzit, liderii USR vor să rămână în stradă cât timp va fi nevoie pentru îndreptarea acestor nedreptăți pe care le reclamă candidații lor. Acum, Ștefan, știu că ai urmărit în ziua alegerilor, duminică, acest proces electoral de la sediul USR. S-au plâns încă de atunci? Erau nu. Plângeri? Nu. Am ajuns la sediul USR în jur de ora 18:30. Nu era nimeni decât 3-4 persoane care au oferit apă rece și niște stixuri. Noi am stat în soare în tot acest timp, în jur de 20:30 spre 21, înainte cu aproape o oră de închidere a urnelor, a apărut domnul Tomac, domnul Dan Barna, domnul Drulă, dar nu a sesizat, nu a anunțat nimeni eventuale fraude. În jur de 21:30 înainte, cu aproximativ 30 de minute de închidere a secțiilor, a apărut și domnul Ludovic Orban. La fel, nu ne-au spus, vedeți că sunt fraude, aveți grijă că sunt tactici de fraudare a voturilor, după cum spune și domnul primar de la Bacău. Apoi, în momentul în care se face useriștilor acum, că n-au reacționat în ziua votului. Apoi, în momentul în care au început declarațiile, după ce s-a anunțat la ora 22 exit poll, atunci au început declarații și, într-adevăr, liderii Dreptei Unite
anunțau tentative de fraudă în anumite deși secții. Duminică seară, da, Exit Poll dădeau pe Clotil cu două puncte procentuale în fața la noi, la noi la USR, unde erau mai mulți reporteri, au ajuns informații care ar fi fost la egalitate. Da, deci, da, după aceea 41, Clotil se distanțase. 41, apoi Clotil se distanțase cu 2%, dacă nu mă înșel. Exact. La fel și la sectorul 2. Acum văd că se renumără voturile. La Costinești a cincea oară și acum a sunat un consilier de acolo, PNL. Înțeleg că a câștigat un om la diferență de un vot. Un vot, da. Era, apoi a mai apărut un vot, două voturi și acum, din ce știm, se renumără a șasea oară voturile la Costinești, pentru că încă nu s-a validat situația 100% la Costinești. E interesant ce se va întâmpla și la sectorul 1 și sectorul 2, pentru că eu chiar am întrebat acum în timp real, am întrebat AEP-ul de câte ori se pot renumăra voturile. Și ce ți-au spus? Nu au răspuns, s-au albăstrit aceste scrieri ale mele, de semn că AEP-ul a citit ce a întrebat B1 TV. Așteptăm un răspuns în contextul de față. Mai mult decât atât, din ce am înțeles, Clotilde Armand așa anunța că a făcut plângeri sau face plângeri penale împotriva domnului Tony Greblă, conducerea AEP-ului. Vom vedea unde se va ajunge și când se vor valida alegerile de la sectorul 1 și sectorul 2. Da, e foarte interesant să înțelegem și noi ce se va întâmpla acolo. Vă reamintesc, imaginile sunt în direct, protest al membrilor marcanți ai USR. Adică e vorba despre noua conducere a USR, chiar dacă nu este cea aleasă în urma congresului. Știți, Cătălin Drulă și-a dat demisia. Au apărut deja voci ale unor lideri useriști care au făcut scoruri bune la alegerile locale, precum Dominic Friț, Elena Lasconi, Lucian Viziteu, pe care l-ați auzit, cu toții câștigători cu scoruri mari la locale, care au venit la București și s-au raliat acestui protest. Vom rămâne în stradă cât timp va fi nevoie, spun ei. La sectorul 1 s-a aprobat renumărarea voturilor în două secții, o chestiune care n-a fost posibilă pentru moment, la sectorul 2, acolo unde se așteaptă o decizie în acest sens. Facem o foarte scurtă pauză și ne întoarcem. În direct, protest al liderilor USR, care reclamă renumărarea voturilor în sectorul 2. Aceste imagini sunt în direct transmise de colegii noștri. Deja i-ați auzit vorbind pe Elena Lasconi, Lucian Viziteu, care au venit în București să-i susțină pe candidații lor aflați în momente dificile. Dacă i-ați văzut lângă Radu Mihaiu, asta nu înseamnă că nu susțin cauza lui Clotilde Armand. După cum spunea Elena Lasconi, avem același sprijin și pentru Clotilde. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Ana Bulai. Ni se alătură într-o legătură directă. Bună ziua, doamna Bulai, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru invitație. E o zi în care apar scenariile pe care presa le numește clișeistic scenarii bombă. Aș fi vrut să știu și opinia dumneavoastră despre această variantă de lucru, Joană, candidat susținut de PSD la prezidențiale, dacă va accepta să-l propună pe Marcel Ciolacu prim-ministru, un scenariu apărut din surse PSD-iste ca monedă de schimb în sau ca sperietoare în negocierile cu Partidul Național Liberal. Liberalii, după cum știm, vor să-l impună pe Ciucă la președinție, la candidatură. Din punctul meu de vedere, este doar o monedă de negociere. Pentru PSD, la felul la care arată voturile în acest moment, mergerea cu o candidatură proprie sau cu un candidat propus de PSD, cum este Mircea Joana, este fatală. Este o greșeală fatală care îi va costa locuri în Parlament în alegerile parlamentare. De ce spuneți asta? Mircea Joana stă bine în sondaje. Pentru că, da, stă bine în sondaje și PSD-ul este pe primul loc în sondaje, numai că Joana este un candidat independent doar pentru oamenii de pe Marte. În România, Joana este un PSD-ist, candidatul PSD-ului la președinție în alegerile anterioare. El nu are
o altă imagine. Această conjuncție pe care se vehiculează din punct de vedere teoretic între voturile PNL și PSD pentru Joana este slab consistentă din punct de vedere al datelor sociale. Peneliștii nu îl vor vota pe Joana sub nicio formă. Peneliștii îl vor vota, și vorbesc de nucleul dur, își vor vota candidatul și mai mult candidatul PNL, aproape oricine ar fi el, este singurul capabil în momentul actual să scoată, mai ales în marile orașe, un plus electoral care să facă diferența în turul 2. Candidatul PNL, Nicolae Ciucă. Nicolae Ciucă sau pe oricine altcineva propune PNL-ul, aproape nici nu contează. PSD-ul nu are această capacitate. Voturile pe care le pot aduce primarii din comunitățile mici și din orașele pe care le-au câștigat nu vor fi suficiente în turul 2. PSD-ul acum trebuie să se gândească înțelept la ce face dacă pierde președinția și pierderea este foarte greu de gestionat. Și atunci cum explică, doamna Bulai, rezultatele domnului Joană din sondaje? Pentru că toate sondajele îl plasează pe primul loc. Sunt sondaje care s-au făcut în afara, dacă vreți, opțiunii real electorale pentru prezidențiale în zona populației. Nu vreau să vorbesc și de alte elemente metodologice pe care nu le cunosc și nu le abordez așa global, însă de-abia acum, după ce se stabilizează, se trage linie pe locale, oamenii încep să gândească campania din septembrie în termenii de alegeri pentru prezidențiale. Domnul Joană s-a autopropus de mult, domnul Joană a fost destul de prezent, chiar singurul candidat care a verbalizat dorința și nevoia dânsului de a se înscrie în cursa pentru prezidențiale. Mai târziu și de curând a apărut și domnul Ciucă, însă scena nu este completă. El a alergat singur s-a încălzit singur, dacă vreți, pe pista de alergare și toți ochii erau pe dânsul. Uh-huh. Însă, repet, este un candidat văzut ca PSD-ist și din punctul acesta de vedere, șansele lui în tura a doua sau în turul 2 sunt foarte, foarte mici în a coaliza un plus electoral necesar diferenței. PSD-ul acum, din păcate, are o singură mutare câștigătoare: să susțină candidatul PNL la președinție și să-și negocieze postul de premier și poate un raport în parlamentare care să-i fie favorabil. O singură întrebare, să rămână bună ziua. Totuși, PSD-ul a luat 26 din consiliile județene, doamna Bulai. În alegerile prezidențiale, consiliile județene sunt importante, marile orașe, și o să vedeți și dacă faceți analiză că lucrăm cumva poate împreună pe chestiunea aceasta din 96. Sunt importante marile orașe din care vine plusul electoral și PSD-ul aici stă foarte prost. USR-ul și PNL-ul au o pondere mai mare. Sunt în comunitățile locale mici, de unde vine votul pentru consiliile județene, plusul electoral este aproape insignifiant. O mare parte din oamenii care ar putea, să zicem, să vină în plus la prezidențiale sunt, de fapt, plecați în străinătate, au alte lucruri. Elena Lasconi îl vede pe Nicușor Dan candidat la prezidențiale. Cum vi se pare scenariul ăsta? Ar fi un scenariu bun. Să nu uităm că Elena, acum USR-ul este un partid prăbușit. Elena Lasconi este un om care era cât pe ce să fie dat afară din acest partid pentru atitudinea sa pozitivă față de familia tradițională, în contradicție cu o parte din votanții acestui partid. Deocamdată este un partid decapitat. Foștii lideri care au plecat la Bruxelles, care și-au mai dat demisia, nu au candidat, nu, cu Nicușor Dan, care a spus că nu vrea prezidențialele, chiar dacă îl pun șef de partid, ceea ce dânsul ar merita, că până una alta USR-ul e partidul pe care el l-a înființat, șansele de a intra în prezidențiale sunt mici. Prin urmare, și USR-ul nu prea are ce să facă decât să susțină candidatul PNL, propunându-și, sigur, un alt rol decât până acum în Parlament. Doamna Șoșoacă, ne-au parvenit niște imagini, înțelegem că ele sunt de ieri, de la ambasada Rusiei, acolo unde doamna Șoșoacă, îmbrăcată cu o rochie frumoasă, mă rog, depinde de gust, de vară, este prezentă, se bucură de
de compania celorlalți oameni, doamna Șoșoacă a primit aproape 500 de, nu știu cât, 400 și ceva de mii de voturi, înțelegem, a reușit să ducă în Parlamentul European, să se ducă atât dânsa cât și domnul Lazarus, și în continuare este pe lista de petrecăreți de la ambasada Rusiei. Dacă spre mine veniți cu această întrebare, da, cu această relatare, vă pot spune că interpretarea acestor voturi doar din perspectiva, să spun așa, afiliației doamnei Șoșoacă cu ambasada Rusiei este limitată. Voturile pentru SOS România și pentru AUR sunt voturi antisistem, sunt voturile oamenilor nemulțumiți care nu sunt neapărat atenți la politici publice și interese naționale și chestiuni din acestea strategice, cărora le place scandalul, înjurătura, atitudinea agresivă în Parlament pe care doamna Șoșoacă le-a practicat. Și din punctul acesta de vedere, domnia sa nu ar fi ajuns să aibă un astfel de scor electoral dacă partidele sistem, partidele mari, ar fi avut o atitudine autocritică mai accentuată și, sigur, dacă ar fi luat în considerare acele părți din societatea românească ce trăiesc foarte greu și care au nevoie de o voce care să le reprezinte ura, nemulțumirea și puternicele insatisfacții față de politicile, inclusiv europene. Rusia n-ar avea șanse de succes într-un mediu prosper, bine informat, cu oameni care trăiesc bine. Într-un mediu, să zic așa, noroios și dificil, prinde orice puroiană rădăcină. Mulțumesc mult, Ana Bulai, pentru intervenția dumneavoastră. Ștefan Nedveș, în consecință, sigur, aș fi vrut să discutăm și despre podul de la Brăila. Podul de la Brăila. Podul de la Brăila. S-a făcut din nou praf, pentru că în continuare asfaltăm, reasfaltăm podul de la Brăila. Nici nu contează, sunt alegeri. Așa, și ce dacă punem al treilea rând de asfalt, al patrulea rând de asfalt, al cincelea rând de asfalt. Am înțeles că italienii au cerut deja banii pe asfaltul schimbat în ultimul an. Păi înseamnă că oamenilor le convine afacerea asta, normal, cu asfaltarea stratificată, că ei, înțelegi, pe fiecare strat iau niște bani. Asta e ideea. Orice alegere ar fi, podul de la Brăila se reasfaltează în continuare. Este o altă problemă. Da, pe chiar, chiar se strică pe bune? Adică, adică e, pentru e grav. Că rețeta de asfalt pentru un astfel proiect de infrastructură nu este cea corectă. Incredibil. Să spunem așa, și mai mult decât atât, pe partea cu Tulcea, pe podul de la Brăila, la urcare pe pod, există cântare. Există cântare pe care ISCTR, CNAIR, nimeni nu le folosește, înțelegi? Pentru că partea dinspre Tulcea spre Brăila există probleme și sare asfaltul în dragi. Dar vom merge acolo zilele viitoare și vom așteptăm filma. Imaginile tale, Ștefan, și așa cum ne-ai obișnuit, totdeauna la fața locului, și ai multe locuri în care trebuie să fii prezent, că sunt multe drumuri care se strică în România. Mulțumesc mult! Putin, lângă Kim Jong-un, a început să-și viziteze prietenii, Vladimir Putin, care face teste nucleare, exerciții nucleare împreună cu Belarus. Vom discuta și despre asta. Nu uităm, astăzi are loc prima rundă a concertului Coldplay. Deja circulația este redirecționată, oamenii se gândesc să ajungă acolo din timp, în ciuda temperaturilor ridicate de afară. Și o postare absolut senzațională pe care Coldplay, care are 26 de milioane de urmăritori pe Instagram, 26 de milioane de urmăritori, artiștii Coldplay sau cineva din staff-ul lor s-au plimbat pe aici, pe lângă noi, prin centrul vechi. L-au văzut pe un domn care cântă pe acolo unde îl vedeți și dumneavoastră, pe stradă. Au postat acest fragmentel cu inimioară și omul are în momentul ăsta 10 de milioane de vizualizări. Superb gestul lor, de o generozitate așa cum doar mari artiști ai lumii știu să arate. Scurtă pauză și ne întoarcem.